11 persoane, 7 polițiști și 4 civili au fost ucise și 36 rănite într-un atentat cu bombă care a avut loc într-un cartier istoric din Istanbul, într-o stație de autobuz. Autoritățile au declarat că explozia s-a produs în momentul în care prin zonă trecea un autobuz al poliției. Un dispozitiv exploziv a fost detonat de la distanță, în timp ce autobuzul trecea printr-o zonă extrem de aglomerată din centrul istoric plină de turiști. Printre persoanele decedate sunt și 7 polițiști. Momentan, atacul nu a fost revendicat. 5 persoane au murit și alte 11 au fost rănite într-un incendiu care a izbucnit într-o clădire de apartamente în apropiere de Stade de France, unde se va juca meciul de deschidere al campionatului european de fotbal dintre Franța și România, relatează Associated Press. Cauza incendiului este investigată de autorități, a declarat ministrul francez de interne. Tragedia are loc cu câteva zile înainte de începerea campionatului european de fotbal programată vineri 10 iunie. Tribunalul administrativ din Nisa i-a ordonat luni primarului localității să autorizeze în termen de cel mult 5 zile deschiderea unei moschei finanțate de Arabia Saudită, demers căruia primarul i s-a opus cu îndârjire până în prezent. Sesizată de o organizație musulmană locală, instanța a menționat în motivarea deciziei că este îndeplinită condiția de urgență, ca urmare a capacității insuficiente ale cașelor musulmane de rugăciune din Nisa, mai ales că de luni a început Ramadanul. Chiar și după ce a aflat hotărârea instanței, edilul a afirmat că o va contesta la Consiliul de Stat, instanța administrativă supremă, și a asigurat că nu o va aplica până când nu va exista o hotărâre definitivă.